De la idee la un business inteligent. Află cum poți atrage finanțarea potrivită. Împreună cu ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare. BCR. Salut, dragilor, bine ați revenit la Banii Mișcare. Continuăm să vorbim despre securitate cibernetică alături de invitatul meu, Victor Gânsac, cofondator și CEO al unei mari companii din domeniu. Am vorbit până acum, Victor, despre povestea voastră și cum ajutați companiile să-și reducă riscurile. Aș vrea să înțelegem, pornim poate de la niște exemple concrete sau ce ați observat în piață. Practic, minimizarea acestor riscuri înseamnă de fapt o investiție, nu o cheltuială, pentru că poți să eviți pierderi mari financiare de date. Cam care sunt modalitățile de protecție în această direcție? Cel mai important este ca managementul companiilor să înțeleagă faptul că activitatea lor de zi cu zi depinde de funcționarea sistemelor informatice. Ori un atac cibernetic asupra sistemelor informatice, care duce la distrugerea informațiilor și a sistemelor în sine, poate aduce prejudicii grave, atât financiare, atât de imagine, dar pot duce până la intrarea în incapacitatea de a-și mai derula activitatea. Ori fiecare manager de companie ar trebui să-și pună întrebarea: cum îmi voi mai putea derula eu activitatea mâine dacă la noapte serverele mele nu vor mai funcționa? Și atunci va veni răspunsul, va trebui să investim în securitate cibernetică. Securitatea nu este doar o soluție, un antivirus sau un firewall, este un proces complex de management care trebuie implementat în cadrul companiilor. E un proces, un ciclu continuu de identificare vulnerabilități, de implementare măsuri de securitate, să detectăm, să monitorizăm securitatea cibernetică, să detectăm continuu atacurile cibernetice și să le blocăm. Îți dai seama de implicațiile acestor probleme când efectiv se întâmplă, Doamne ferește, și sunt din ce în ce mai dese atacurile și trebuie minimizate toate aceste riscuri prin aceste abordări, care nu sunt statice, adică nu faci o dată și gata, ești protejat 5 ani. Mereu se întâmplă atacuri noi. Care sunt tendințele acum? Că hackerii sunt foarte inventivi și vin cu tot felul de abordări care vă provoacă în continuu să vă reinventați și să protejați în continuare partenerii voștri de afaceri. Să spunem, atacurile sunt pe mai multe paliere. Unul din paliere sunt utilizatorii sistemelor informatice, să spunem clienții băncilor, care sunt păcăliți de către atacatori în a divulga datele de autentificare sau date financiare. Mesaje false, e-mail-uri, SMS-uri. Exact, mesaje de phishing. A doua componentă, mult mai importantă atacurilor, sunt atacurile direcționate către companii, care duc la penetrarea infrastructurii de securitate și criptarea informațiilor, cerând o recompensă, atacurile de tip ransomware. Aceste atacuri sunt deci, din ce în ce... Deci, practic, fură datele clienților și informațiile din fură, sistem? Cât le criptează și proprietarul acestor informații nu le mai poate citi, nu le mai poate nu accesa. Nu mai le poți utiliza. Sistemul informatic este inutilizabil. Și apoi te amenință și te șantajează ca să deblocheze criptarea. Exact. Și sumele sunt imense, vorbim de milioane și milioane de euro. Companiile trebuie să-și implementeze măsuri de securitate. Cum am spus, trebuie să fie un proces continuu, inclusiv monitorizarea și detecția atacurilor cibernetice. Nu este suficient să implementăm azi o soluție, trebuie să și monitorizăm alertele de securitate. Având în vedere implicațiile pierderilor care pot fi cauzate pentru clienți, pentru companii și reputaționale, mai ales dacă ești într-o industrie unde încrederea este esențială, cum sunt cele financiare, de exemplu, o asemenea pierdere este enormă, chiar greu de cuantificat, așa că investițiile în securitate cibernetică, am și spus-o direct, sunt investiții, nu sunt cheltuieli. Exact. Și am văzut mulți manageri, a fost un sondaj recent al unei companii de consultanță, vor să-și crească bugetele pentru... Într-adevăr, în ultima perioadă, în ultimii ani, datorită digitalizării, dar și a războiului hibrid din Ucraina, care are și o componentă de război cibernetic, companiile alocă din ce în ce mai multe bugete pentru acest lucru. Este esențial, mai ales că viitorul este clar în online, pe zona aceasta digitală,
și sper ca să vă dezvoltați, să continuați povestea de succes a unei companii românești și mai departe în afara țării. Mult succes și să auzim de bine! Mulțumesc frumos! Dragilor, rămâneți alături de noi, o să trecem la securitatea cibernetică în casă, folosind echipamente și utilaje care sunt vulnerabile în acest sens. Țineți aproape și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Ai urmărit Banii în mișcare, o emisiune sponsorizată de ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare, BCR.